Ieremia 51, 24, 25. Dar acum voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor Haldeii tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voștri, zice Domnul. Și acum Dumnezeu se adresează Babilonului și zice, iată, am necaz pe tine. Și ce scrie în continuare? Munte nimicitor. Imperiul babilonian este descris aici prin această metaforă, munte nimicitor. La ce se referă cuvântul lui Dumnezeu? Se referă la faptul că Babilonul este o mare împotrivire la planul lui Dumnezeu de a-și întoarce copiii din robie înapoi în țara făgăduinței. Că este o mare piedică în calea planului lui Dumnezeu. Că este așa de mare piedică aceasta încât cu resurse omenești, cu putere omenească, este imposibil să treci de muntele acesta. Și îl descrie Domnul Iisus ca și această mare împotrivire, barieră. Nici de cum robii din Babilon nu pot trece. Dar Dumnezeu spune, am necaz pe tine, munte nimicitor, pe tine care nimiceai tot pământul, îmi voi tinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Te voi prăvăli, te voi mișca din loc. Dumnezeu spune, e imposibil pentru voi. Dar Dumnezeu care conduce toată istoria va prăvăli muntele acesta. Va da la o parte piedica. Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Zaharia, capitolul 4. Suntem după întoarcerea din robia babiloniană cu Iosua și Zorobabel și trebuie să înceapă rezidirea templului. Și sunt mari, mari împotriviri la rezidirea templului. Versetele 6 și 7. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Lucrul acesta, rezidirea templului, nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu? Și vă rog să citiți ce urmează. Munte mare. Care-i muntele mare? Toate împotrivirile față de rezidirea templului. Toate împotrivirile, dregătorii de dincolo de râu, popoarele păgâne care au venit în țară, sunt toate împotrivirile acelea pe care le are Zorobabel înaintea lui ca să rezidească templul. Și Domnul Iisus spune, Domnul Dumnezeu spune, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare, îndurare cu ea. Cuvântul Domnului este cel care a vorbit. Este un munte de împotrivire. Este un munte de obstacole în calea lui Zorobabel. Este metafora aceasta folosită și Domnul Dumnezeu spune, voi mișca muntele acesta și îl voi face într-un șes. Și acum, când Domnul Iisus vorbește cu ucenicii, folosește acest limbaj metaforic să le spună următorul lucru. Aveți credință în Dumnezeu și uitați-vă la toate piedicile, la toate obstacolele, la toate necazurile, la toate împrejurările voastre. Uitați-vă la ele prin ochii lui Dumnezeu.